În momentul de față, la nivelul județului Neamț, culturile afectate de secetă, însămânțate în toamna anului 2024, sunt în faza de evaluare pe teren. Avem trei comisii astăzi, de exemplu, pe teren la primărie. De mâine vom avea patru comisii. Trebuie să vedem dacă fermierii au lăsat în teren o suprafață de minim 5% din blocul fizic, parcela sau tarlaua respectivă. Și dacă în teren găsim 5% din suprafață, întocmim proces verbal de calamitate. Fermierii trebuiau să depună înștiințări pentru culturile de toamnă la primării pentru culturile de toamnă până pe 1 august. Și noi, comisiile de evaluare a pagubelor, trebuie să întocmim procesele verbale până pe 15 august. După care vom continua cu evaluările în teren pentru culturile de primăvară. Înștiințările se pot depune până pe 15 august. Și comisiile de evaluare trebuie să definitiveze procesele verbale până pe 15 septembrie. Care sunt culturile de toamnă? În categoria culturilor însămânțate toamna sunt grâu, cerealele de toamnă, grâul, orzul, orzoaica de toamnă, triticalele și rapița de toamnă.